foarte ilesc deocamdată. Nu-i compromis, nu-i asta. Nu era posibil atunci un lider din altă zonă, dintr-o zonă, de pildă, care să nu aibă de-a face cu Partidul Comunist. N-ar fi, nu-l asculta nimeni. Toate structurile din țară erau axate pe vechiul sistem. Ion Iliescu, pe care îl propunem în conducerea acestui comitet. Doriți participarea lui Ion Iliescu? Ion Iliescu a reprezentat, le-a prilejuit un oftat de ușurare celor care credeau că vine într-adevăr măturoiul evoluției. Noile structuri au fost create chiar de-a doua zi. Poști activiști de partid deveniți revoluționari peste noapte, ziariști curioși, intelectuali de marcă, dizidenți, ingineri sau oameni simpli din Craiova, Iași, Oradea și din toată țara au preluat ad hoc puterea sub umbrela Consiliului Frontului Salvării Naționale. Chiar între Crăciun și Anul Nou, așa în 89 și imediat după 1 ianuarie 90, s-au făcut FSN-uri din astea, dar era foarte neclar, cel puțin pentru mine și pentru mulți. Câteva luni a fost așa destul de neclar dacă FSN-urile astea erau sindicate, pentru că erau FSN-uri și în întreprinderi. Și așa mai departe. Dacă sunt sindicate, dacă sunt niște formațiuni civice de apărare așa într-o situație de asta de schimbări profunde. A fost de fapt un prilej de acaparare a puterii, atât centrale cât și locale, de către personaje de linia a doua, dar aparținând evident vechiului sistem ceaușist. În tipică tentația a fost foarte mare să se transforme în partid, văzând și popularitatea de care se bucură. Dar în esență a fost o mișcare oarecum mișelească, pentru că practic atunci a început fractura uriașă din corpul social al românilor, o fractură care nu s-a vindecat nici până în ziua de azi. În stradă, lupta politică s-a bazat mai mult pe emoție decât pe argumente de natură ideologică. Era o populație care dorea comunism cu avorturi la liber și desene animate și banane. Am făcut o tribună foarte înaltă, care era de înălțimea asta, așa, de 3 metri jumate. Și nu venea să vorbească la microfonul care era microfon pentru sală și așa mai departe, decât cine era înscris, care trebuia să vină să vorbească și așa mai departe. Un important grup de adepți ai lui Iliescu părăsește rândurile FSN-ului și se înscrie în noul partid, Frontul Democrat al Salvării Naționale. Printre ei, Adrian Năstase. Pot să vă spun că Năstase a ezitat între a fi de partea Petre Roman, să zicem așa, sau de partea Iliescu, până în ultima clipă. Ghinionul României a fost că Ion Iliescu a câștigat alegerile din 1992. Urmează 4 ani în care guvernul Văcăroiu oprește orice fel de reformă. Inflația atinge cota de 220%. Oamenii cer salarii mai mari în Piața Victoriei. Sindicaliștii dau protestele la schimb pe funcții de conducere în partid. Nu se fac privatizări, nu se pronunță cuvântul faliment. Piața este din ce în ce mai grea. România încremenește. Între 92 și 96 a avut loc o catastrofă economică, efectivă, generată de regimul Iliescu, cauzată de regimul Iliescu Văcăroiu. Perioada 92-96 coincide și cu pedeserizarea forțată a României, fenomen consemnat de ziarele vremii prin care partidul dominant racolează directori de fabrici și uzine, membrii ai administrației locale și centrale. În Parlament, PDSR-ul negociază legi cu PUNR-ul lui Gheorghe Funar, cu Partidul România Mare și cu Partidul Socialist al Muncii, organizație care se considera continuatorul firesc al PCR. Patrulaterul Roșu conduce țara. A fost una dintre puținele tresăriri, dacă nu singura, tresăriri morale pe care le-am văzut eu în decursul vieții mele la acest popor. Mă alătur în doliu familiei sale. Sute de mii de oameni vin la sediul PNCCD pentru a-l vedea pe senior pentru ultima dată.
Într-o perioadă în care entuziasmul revoluției s-a epuizat, prezența la priveghi a figurilor importante ale PDSR-ului stârnește mulțimea. Oliviu German a fost huiduit de cei care se aflau în fața sediului, iar la moartea lui Coposu am primit un șut. Oamenii au început să conceapă că se poate trăi și că s-ar putea să fie mai bine și cu altcineva decât tătucul Ion Iliescu, partidul pe care îl știm de o viață, tovarășii care știu ei ce trebuie făcut. Nu știu ce compoziție a fost în creierul domnului Năstase care să-l ducă spre zonele astea atât de joase ale umanului în care a ajuns. Deși actul de guvernare pare extrem de eficient, cu o creștere economică record, populația simte că nivelul corupției este pe măsură. De PSD se lipește eticheta de partid al corupților. Da, bineînțeles, era înspăimântător perioada respectivă. Sigur, au fost unele excese, probabil, au fost probleme. Formula asta cu corupția, sigur, putem să o judecăm acum, după 10 ani. E mai puțină corupție în România? Sunt niști care se consideră artiști între ei, între consumatorii de cașcaval, așa se numește asta. Unde te duci? Mă duc la cașcaval. Și care spun, noi știm să babardim. Vezi? Cu o anche io sono pittore. Este o mândrie artistică între noi știm să babardim, sau Vanghelie, nu? Care spune, băi, ăștia nici nu știu să fure, bă. Da, și Năstase și toți ceilalți erau cam amețiți de succesul guvernării. Și și-au pierdut multe elemente de autocontrol și de înțelegere a realităților. Astea erau niște false dojenii pe care le adresa Ion Iliescu de pe poziția lui de toarș prim-secretar, ca să poată să spună, domne, eu am spus, eu am avertizat. La început, PSD-ul se bucura în tăcere. În clipa în care a început să fie lovit Adrian Năstase, i s-a deschis ancheta, procesul și mai departe, PSD-ul dorea să scape de Adrian Năstase. Asta după înfrângerea lui din 2005 la prezidențiale, a fost o agonie prezența în funcția lui Adrian Năstase la PSD. Doreau cu toții să scape de el, mulți îl urau și, în primul rând, datorită faptului că îi călcase pe toți pe gât. Tensiunea mocnită din străfundurile PSD iese la suprafață după cel de-al doilea tur de scrutin. Până atunci controlase Iliescu adunarea din sfârcul biciului. Ca vechi conducător de ședințe, darea de seamă cine este de acord cu ordinea de zi, se abține cineva, e cineva împotrivă, nu e nimeni, o unanimitate, mergem mai departe. Pac, 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 pac. Și ăștia hipnotizați cu toți în sală de ritualul ăsta, că era un ritual ăsta al ședinței de partid, hipnotizați, ăsta parcă era șarpele ca, așa. Nu îndrăznea nimeni să iasă din ritual. E, acel tovarășul Năstase a rupt vraja. Schimbarea de la șefia celui mai mare partid din România produce multă emoție. Oamenii așteaptă o reformă internă care să scape partidul de corupți și de baroni locali. Capătă în schimb o transformare a imaginii. În 2006, PSD-ul adoptă culoarea roșie, în dauna celei albastre, care aduce aminte de trecutul fesenist. Nu a existat nicio încercare onestă de reformare a PSD-ului și nici nu poate fi reformat PSD-ul așa cum arată el în ziua de astăzi. A idoma bisericii, PSD-ul nu se reformează cu adevărat, PSD-ul se scindează. Cu doar câteva luni înainte, opinia publică din România era surprinsă de vestea că Adrian Năstase merge la închisoare. Este primul premier post-decembrist condamnat definitiv. Justiția începe să trimită după gratii tot mai multe nume de politicieni mari. Odinioară baron local ai PSD-ului, oameni precum Bunea Stancu, Nicușor Constantinescu, Adrian Duicu sau Constantin Nicolescu sunt anchetați, arestați preventiv și trimiși după gratii pentru fapte de corupție. Partidul își clamează nevinovăția și acuză jocurile politice. Atunci Băsescu va trebui să
e în gena PSD-ului, indiferent cum s-a numit el de-a lungul timpului, această mentalitate că dacă obții voturi, capeți un fel de imunitate față de lege. Victor Ponta reușește să cadă în picioare după fiecare scandal. Fie că este vorba de plagiatul tezei de doctorat, de falsificarea CV-ului sau de scena cu celebrul MTO de la Palatul Cotroceni. După multe ezitări, acceptă să candideze pentru funcția de președinte. Ca pe fiecare dintre predecesorii săi, sondajele îl arată favorit. Invincibilitatea este senzația care domină PSD-ul. Noi alegem în continuare între comunism și anticomunism. Între asta alegem, între Est și Vest. De asta au ieșit tinerii și au votat atât de masiv pentru Klaus Iohannis, nu pentru că e de dreapta. Cel care a pierdut, oștenii din jurul noului câștigător, trebuie să-i aducă pe o tipsie capul învinsului. Mi-aduc aminte din istorie, Mihai Viteazul l-a învins pe Batorii la Schellenberg și au venit în a doua zi niște oșteni cu capul tăiat al lui Batorii. După aia Mihai Viteazul a pierdut, i-au adus lui Basta capul lui Mihai Viteazul și așa mai departe. Simțiți apăsarea tăbiței când se pregătește ieșirea de pe scena mare? E normală, e în tradiția românească. Nu s-a schimbat nimic. Demisia de la șefia partidului vine pe 12 iulie, într-o scrisoare publicată pe Facebook și adresată colegilor din partid. Audiat de DNA în dosarul lui Dan Șova, Victor Ponta decide să facă un pas în spate și îi cedează șefia partidului Rovanei Plumb. În culise începe iarăși lupta pentru supremație. Liviu Dragnea, retras din funcția de vicepreședinte după condamnarea în primă instanță la un an cu suspendare în dosarul referendumului din 2012, organizează o conferință națională în care preia conducerea interimară. Acest colos politic, pentru că este un colos politic, fără PSD nu există nici putere, nici opoziție în România. A câștigat alegerile PSD-ul. De fiecare dată, știți de câte ori am văzut în 25 de ani corul celor care spuneau că s-a terminat cu PSD-ul? Au trecut 25 de ani de la nașterea celui mai mare partid din România post-decembristă. Un sfert de secol în care românii au învățat diferența dintre comunism și democrație. Și fie că ne place să acceptăm sau nu, cei care au apărut în acest film au fost, la un moment dat, cei mai importanți oameni din România. Destinul nostru a fost influențat și de deciziile lor. Și atunci când sute de români erau călcați în picioare de mineri în centrul capitalei, dar și atunci când am sărbătorit intrarea în Uniunea Europeană. Au fost 25 de ani, 9.000 de zile, în care România a trăit sub dinastia PSD.